Bună ziua, stimați prieteni! Ne revedem la DCEDU, un nou episod astăzi dedicat învățământului superior, pentru că astăzi trăim debutul unui nou an universitar 2024-2025, deci este un eveniment special pe care am vrut să-l marcăm, să-l onorăm cu o discuție substanțială pe tematica învățământului superior. Prin urmare, avem și doi invitați speciali, prorector de la universități emblematice din București, doamna profesor universitar dr. Laura Comănescu, prorector pe programe de studii și practică a studenților la prestigioasa Universitate Bucureșteană, am spus. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim pentru că ați acceptat. Și pe domnul profesor universitar dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pe relații internaționale la Academia de Studii Economice, altă prestigioasă universitate a țării. Bine ați venit, domnule prorector! Mulțumesc! Bună ziua! Ne bucurăm că participăm la acest dialog. Am ales două universități importante ale țării, două universități cu rol fondator în istoria, în edificarea României moderne și a României contemporane. Universitatea din București, fondată la 1864 prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Tocmai am primit 160 de ani. 160 de ani, cunoaștem că și noi suntem absolvenți de acolo, ai acestei universități, la mulți ani. Și Academia de Studii Economice, fondată în 1913 prin decret al regelui Carol I, care anul acesta a împlinit 111 ani. Este un număr foarte interesant. Nu e număr prim, am verificat, dar e un număr foarte frumos. Prin urmare, suntem în compania două instituții de marcă ale învățământului superior românesc și european și ne propunem să dezbatem câteva teme foarte importante ale învățământului superior, aflat în fața unui nou început. În primul rând, învățământul beneficiază de un nou cadru legislativ și învățământul superior are o lege proprie, începând cu acest an. Aș vrea să ne referim la noutățile pe care noutățile și schimbările și evoluțiile pe care această legislație le aduce în domeniul învățământului superior și aș începe cu doamna prorector. Da, mulțumesc mult! O să mă refer în primul rând la domeniul programelor de studii, care mie mai apropiat. Această nouă lege prevede posibilitatea învățământului dual. Această nouă lege prevede doctoratul profesional pe lângă doctoratul științific și de cercetare. În această nouă lege, poate domnul prorector o să vă spună mai multe, sunt prevăzute forme ale programelor integrate europene, lucru care este favorabil pentru universitățile noastre care sunt parte din consorții internaționale importante. Această lege pune o ordine sau modifică un pic în ceea ce privește criteriile de admitere la facultăți, criteriile legate de finalizarea studiilor și în domeniul resurselor umane sunt de asemenea schimbări foarte importante. Dar cele mai mari schimbări cu impact asupra studenților, asupra viitorilor studenți, sunt legate de programele duale. Unele universități din țară au și început în domeniul programelor duale să se dezvolte. Sunt legate de învățământul de scurtă durată, sub diferite aspecte, de acest doctorat profesional, care poate fi și la forma fără frecvență, și de o formă de pregătire, de certificare pentru profesia didactică. Se desfințează masteratul didactic, așa cum era el prevăzut în legea 1/2011, și apare o formă de pregătire, de certificare, atât de un an, cât și de un an și jumătate. Foarte sugestivă și utilă imagine. Rugăm pe domnul prorector, dacă este de acord, să începem cu învățământul dual. Se vorbește de învățământ dual și învățământul preuniversitar și iată cel universitar. Ce este învățământul dual și ce își propune? Învățământul dual, domnul prorector a sizat foarte bine, este o noutate. Dar trebuie să vedem ce înseamnă învățământul dual și cum se manifestă la nivelul celorlalte țări din Uniunea Europeană. Eu cred că înainte să vorbim de învățământ dual, trebuie să vedem ce tipul de universități vrem să facem în România.
Eu cred că învățământul dual este specific unor țări, cum ar fi Germania, cum ar fi Elveția, cum ar fi Austria, unde sectorul economic e foarte dezvoltat, iar relația între universitate și business și industrie sunt legate. În România este o noutate, cred eu că este binevenită, dar nu putem să amestecăm atât timp cât facem universități de cercetare avansată. Nu putem spune că putem face învățământul în aceste mari universități. Unii pot face acest lucru, legea nu interzice. Eu aș merge pe ideea cum e în Germania, pentru că tot am modelul din Germania sau modelul din Austria sau în Elveția. Acolo sunt universități de cercetare care fac numai cercetare, sunt câteva numeri pe degete, iar statul german sau landul german investește foarte mult în cercetare și universități de științe aplicate, unde este învățământul dual. Noi încercăm acum să le amestecăm. Și atunci eu cred că este binevenit acest sistem de învățământ dual pentru universitățile, să zicem, la nivel local, regional, care nu sunt atât de bine plasate din la cercetării științifice. Și cred că marile universități din România trebuie să meargă pe învățământ de cercetare elitist, într-un fel sau altul. Nu înseamnă că universitățile pe care le reprezentați sunt universități, Universitatea din București este o universitate comprehensivă, cu vocație spre cercetare, ASEU-ul, specializat pe științe economice, de asemenea este axat pe cercetare. Exact, adică punctul meu de vedere, noi am avut o discuție la nivelul universității noastre, decizia a fost să nu începem învățământ dual la ASE și cred eu că trebuie să ne axăm pe investiții în capital uman pentru cercetare, pentru că universitățile din România au rămas în urmă. Dacă vă uitați cu atenție în clasamentele internaționale care contează, de exemplu în Shanghai, nu mai avem nicio universitate în primele 1000. Dacă vă uitați în Polonia, au 6, dacă vă uitați în Cehia, în Slovacia. Și atunci ce facem? Trebuie să avem niște universități care duc mai departe, dacă vreți, pregătirea în anumite domenii cheie, că este în matematică, este în fizică, este în economie. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de învățământ dual. Poate că mai multă vocație, să zicem așa, spre învățământ dual au universitățile cu profil tehnic, cu profil mai pragmatic, să zicem. Universitățile mai mici, așa cum s-a aplicate. Zis, care sunt la nivel local, care au bune relații cu comunitățile locale, care la unele programe de licență, de masterat și de doctorat nu mai au atâția candidați și atunci aceasta poate fi o nouă nișă. Asigură studenților și pregătirea practică, asigură și pregătirea acolo pe plan local, unde cheltuielile poate sunt mai mici și cred că este benefică pentru acestea. Dar sunt de acord cu ce a zis domnul prorector, deci la universitățile mari, sunt și universități mari care au făcut acest lucru, chiar din consorțiul universitar. Dar la este opțiunea lor, dar nu poți, când ai domeniul de activitate strategic, trebuie să vezi ce faci. Faci cercetare avansată sau faci de toate în același timp? Eu cred că, strategic vorbind, România are nevoie de universități care se ducă mai departe de cercetarea în România. Și cred că noi din București, ASEU și alte mari universități pot face acest lucru. Iar link-ul cu piața muncii se realizează prin stagii de practică, internship-uri. Vom ajunge la tema aceasta. O altă noutate, spuneați de doctoratul profesional. Este o dispută între cele două tipuri de doctorat. Încă nu există o imagine foarte clară ce este doctorat profesional, ce este doctorat de cercetare propriu-zisă. Care ar fi noutățile în această privință? Noi la Universitatea din București am mers anul acesta numai pe doctorat de cercetare. Încă nu avem nici legislația, nici o metodologie, să spunem, la nivel național, ce se va întâmpla peste 4 ani, 5 ani, când acești doctoranzi care ar fi intrat pe ruta profesională, ce s-a fi întâmplat cu ei. Deci am mers numai pe doctorat de cercetare, pe doctorat științific. Așa este croită, cum a spus și domnul prorector, așa este croită și universitatea cu un sector de cercetare avansat. Eu personal am fost în Italia cu mult timp în urmă la Universitatea din Bari și acolo aveau acest doctorat profesional. Ca să vă dau un exemplu din domeniul meu, geografia, de exemplu, o firmă solicitase universității să-i ajute cu un proiect pentru autostradă, deci legat de geologie și relief, un proiect pentru autostradă. Firma dădea o bursă, firma finanța această cercetare, iar tema în final era un studiu de fezabilitate plus minus. Deci era practic un doctorat strict comandat de o firmă, de o instituție pentru a realiza ceva practic concret. Cum priviți această distinție, domnule prorector? Cum stau lucrurile? Știți cum, când faci o lege trebuie să ai în spate o politică publică. Cei care au făcut legea trebuie să ne spună exact ce au vrut să
ne dea ca mesaj doctorate profesionale, doctorate de cercetare științifică. Noi așteptăm colegii de la UB deja au o decizie. Cred că deciziile se iau de comun acord în consorțiu universitar. Și soluția nu este decât una, să respectăm legea. Și atunci, cu ajutorul celor de la minister, vom vedea cea mai bună soluție pentru noi. Ne înclinăm spre aceeași opțiune ca și colegii de la UB. Asta nu înseamnă că nu putem avea doctorate profesionale, conform legii. Trebuie să precizăm că universitățile dumneavoastră, Universitatea din București și ASEUL, și alte universități din România, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Cuza din Iași și Universitatea din Timișoara, da, fac parte din consorțiul universitar. Suntem 9 universități, au fost 5, acum sunt și colegii de la din Craiova, Sibiu, Constanța și Galați. Ok. Universități importante ale României, ca să nu spunem cele mai bune, ca să nu se supere alte universități, da, care fac calitate și performanță. Bun, tot în area noutăților, v-ați referit la masteratul didactic și aceasta este o problemă. Absolvenții care vor să facă, să urmeze o carieră didactică, trebuie să aibă pregătire didactică. În prezent ea se desfășoară în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Noua lege aduce ca noutate masteratul didactic, se află în faza pilot, dar spuneți că deja el trece printr-un proces de reformare înainte de a începe. Da, el a funcționat și conform legii 1/2011, masteratul didactic. Spre final, așa a început în anul 2020 să funcționeze pe baza legii 1. A fost chiar un proiect pilot pentru a certifica acest masterat didactic, pentru a-l implementa ulterior mai bine. Iar prin această lege, curios pentru mulți dintre specialiști, eu am făcut parte din acest proiect și erau mulți colegi mai pricepuți decât mine din domeniul științelor educațiilor, toți s-au minunat când acest proiect și masteratul didactic fusese conceput pe 2 ani, a fost abrogat, să spunem așa, prin noua lege, acum fiind cu pe un an sau pe un an și jumătate, deci ambele forme, nu știu cum va fi până la urmă, dar a rămas și celebrul modul psihopedagogic, nivelul 1, nivelul 2, deci acum ne aflăm într-o perioadă în care avem nivel, avem master didactic, deci avem toate formele prin care se poate ajunge în profesia didactică. Cum e la ASE, domnule prorector? Cum vă pregătiți viitorii profesori? Eu sunt de acord cu doamna profesor. Și noi am urmat aceeași cale ca și colegii de la UB. Revin la ce am spus anterior. Când facem o lege, trebuie să ne gândim ce vrem cu aceste lege, să facem o politică publică în prealabil. De ce am construit aceste masterate didactice? Să pregătim viitorii profesori. Am reușit acest lucru în acești ani cât au funcționat aceste masterate didactice. Câți dintre absolvenții acestor masterate didactice revin în învățământ sau lucrează ca profesori în preuniversitar? Hai să punem problema. Când construim o lege, trebuie să ne gândim la obiective. Și atunci putem obține și rezultate. Dacă facem legea fără să atingem obiectivele, nu putem progresa. Și aici e o problemă, dacă vreți, de paradigmă, cum construim sistemul de învățământ. Pentru că pe bandă rulantă, a elabora legi, hotărâri de guvern, a le modifica de 10, 100 de ori, cei care trebuie să aplice o să zic la un moment dat, domnule, dar încotro mergem. Deci cred eu că din acest punct de vedere, nu numai în sistemul educațional, în toate sistemul din România, trebuie să fim foarte clar unde să ajungem ca obiective și să încercăm să măsurăm după ce am aplicat, să vedem ce s-a întâmplat, să ajustăm, să mergem mai departe. Asta înseamnă un alt tip de abordare, o abordare bazată pe analiză de politică publică și putem obține și rezultate. Altfel, de fiecare dată vom schimba, iar vom spune că iar am greșit, iar unde la capăt. Eu cred că a venit momentul să gândim strategic în toate sistemele, numai învățământ, și atunci avem și rezultate. Rezultatele nu apar imediat în învățământ, dar dacă avem clar pe 10 ani ce trebuie să facem, lucrurile vor merge în direcția bună. Așa consider eu și cred că... Cam asta e povestea învățământului românesc în aceste 3 decenii și mai bine de evoluție, de ezitare, această situare pe nisipuri mișcătoare, succesiunea de miniștri, care fiecare dintre ei a venit cu propria viziune, dacă a fost o viziune, a schimbat, a demolat ce făcuse cel anterior, a venit cu propriile idei și tot așa, o poveste a meșterului Manole,
care nu face bine, care nu a construit nimic. Dacă am ajunge la stabilitatea de care spuneți, am putea edifica ceva solid. Dar, apropo, ați fost consultați ca instituții și ca profesori, ca specialiști autentici în educație, că avem foarte mulți specialiști, abundă spațiul nostru de pseudo-specialiști. Ați fost consultați în elaborarea noului cadru legislativ, în aceste măsuri sensibile, importante, de mare complexitate? Deci, în ceea ce privește universitatea, la nivel instituțional nu s-a întâmplat acest lucru. Au fost cooptați, să zicem, pe persoană fizică, au fost cooptați o serie de specialiști, dar pentru lucruri punctuale, pentru niște lucruri stricte, adică nu. Și de aici este o mare problemă, nu pentru o viziune de ansamblu. Aici este o mare problemă, au lucrat mai multe persoane, sau multe persoane, pe lucruri stricte, pe bucățele stricte, și nu lipsește acea viziune, să spunem, de ansamblu. Deci universitatea ca și instituție nu a fost consultată, sunt anumiți colegi, mai ales de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, care au lucrat pe anumite segmente. Eu cred că s-a încercat această dezbatere, poate nu întotdeauna percepția a fost că am fost consultați. Eu, din punctul meu de vedere, pe partea de internaționalizare am fost consultați și cred eu că legea actuală aduce lucruri bune pentru internaționalizare. Este chiar un capitol separat în această lege. Important este acum cum aplicăm și cu ce oameni aplicăm și care este capătul tunelului. Deci, din această perspectivă, pe partea de internaționalizare, eu cred că este un pas înainte. Ce aduce nou în procesul internațional? Și prin faptul că devenim mai flexibili în ceea ce înseamnă atragerea de studenți internaționali. Se simte pe parcursul legii, în acel capitol de internaționalizare, dorința de a ieși din, dacă vreți, din acele proceduri administrative. Mai rigide. De o anumită flexibilitate universităților, o anumită libertate. Și cu sistemul de echivalare a creditelor. Pentru că suntem într-o piață europeană a creditelor și, în fapt, trebuie să dezvoltăm mobilitatea. Obiectivele sunt foarte ambițioase legate de mobilitatea studenților. Undeva la 10, chiar 20% am văzut mobilitatea pentru studenți, pentru profesori. Cred că s-a înțeles necesitatea pentru noi, sistemul de învățământ universitar, că trebuie să ieșim în exterior cu studenții noștri. Iar noi să ieșim dintr-o izolare istorică. Cred că nu putem să mai rămânem în această izolare istorică. România, cred că a înțeles în al 12-lea ceas, că învățământul superior trebuie să fie parte a sistemului european global de cercetare. Altfel nu putem, rămânem în urmă. Și e păcat, pentru că încă pleacă, când ne pleacă mulți absolvenți de liceu. Eu vreau ca marea majoritate a tinerilor care absolvă licee bune din București, și nu mai liceele, toate liceele, să vină la noi, la universitate, la AS, la UB, la UAI și mai departe. Ca să ajungem acolo, trebuie să avem programe acreditate internațional, să avem profesori care sunt racordați la circuitul internațional, să avem condițiile necesare ca acești tineri să vină cu drag la universitate. Devenim atractivi și interesanți pentru studenții internaționali. Eu cred că România nu are decât opțiunea de a se adapta și a merge mai departe cu altă viteză și cu un plan strategic. Educația fiind un motor al progresului. Eu am rămas plăcut impresionat, și aici trebuie să recunoaștem, faptul că în lege avem obligativitatea unui plan strategic multianual pentru universitate, pentru 5 ani. Un lucru bun. Nimeni nu și-a pus problema până acum că nu există acel plan strategic. L-am făcut. ASEU-ul a făcut. Și UB-ul și alte universități. Cred eu că a venit momentul în care universitățile trebuie să facă acel pas către excelența academică. Nu înseamnă că nu a fost făcut pe anumite domenii, dar trebuie să ajungem la o masă critică. Și această masă critică se va realiza atunci când se va investi strategic în universitățile fanion ale României. Și aici ajungem la o temă foarte importantă. Da, aș vrea și eu să mai adaug ceva de internaționalizare. Da. Universitatea din București face parte din un consorțiu european, consorțiu Civis, cu universități din 11 țări, și vreau să spun că încercăm să construim niște programe comune, cu diplomă dublă, cu diplomă multiplă, și culmea este că, privind actuala lege, avem mai puține constrângeri legislative și mai multă flexibilitate și autonomie decât multe țări europene
de tradiție, să spunem așa. Cum, e Franța, Italia. Cum este Franța, cum este Suedia, cum este Belgia. Deci legislația noastră actuală este mai permisivă și dă universităților acea autonomie și acea flexibilitate de a participa la aceste programe cu diplomă dublă, diplomă multiplă. Lucru care trebuie, desigur, să-l salutăm, pentru că este un prim pas în a intra, între ghilimele, în lumea bună, pentru că avem programe valoroase care... Nu, noi cred că suntem în lumea bună, dar trebuie și să... Mai bună. Și mai bună. Să ne consacrăm și prin situarea în clasamentele internaționale. Trebuie să... Clasamentele internaționale sunt, în fapt, o fotografie la un moment dat. Ca să ajungi în primii 500 din lume cu câteva universități, trebuie să investești strategic pe următorii 5-10 ani. Prezența în clasament înseamnă în spate o muncă și adaptarea la indicatorii necesare. Una sunt indicatorii pe Shanghai, alții sunt indicatorii pe Times and Education, alții sunt indicatorii pe QS. Dar în fapt, până la urmă, toate clasamentele merg pe partea de cercetare. Dacă ai cercetare, te menții foarte bine. Merg pe partea de reputație academică. Deci sunt lucruri care trebuie să le urmărim. Eu cred că, inclusiv în acest plan strategic multianual, universitățile au intrat în altă etapă. Noi la ASEA avem o provocare foarte mare legată de acreditarea internațională a programelor noastre din domeniul business. Nu este ușor, dar dacă vrem să fim un club acela de elită al acreditărilor internaționale, trebuie să ne adaptăm. Iar această adaptare se face cu oameni, cu tineri, cu cei care vin asistenți, care vor carieră universitară. Nu este ușor, dar singura soluție e să ne adaptăm și să fim acel club de elită. Vorbesc din perspectiva celor care învață business la ASE. Aș vrea să insistăm puțin, să detaliem această temă importantă, situarea universităților românești în clasamentele internaționale, pentru că a devenit o frustrare națională, mă rog, la nivelul învățământului superior, poate nemărturisită, că universitățile noastre nu figurează în marile clasamente sau, dacă sunt prezente, sunt mai pe la sfârșit. Se știe că unul dintre criteriile fundamentale în evaluarea universităților îl reprezintă cercetarea științifică, prezența în board, la nivelul colectivului didactic de cercetare a unor premianți Nobel. Și aici, domn profesor, vă ridic mingea la fileu că tocmai ați decernat titlul de doctor honoris causa unui premiant Nobel, nu? Pentru economie, lui Jean Tirole. Hai să vorbim despre asta și să revenim la clasamente. Spuneți-ne ceva despre acest eveniment. Am fost onorați de faptul că domnul profesor Jean Tirole a acceptat Nobel în 2014. Nobel. Domnia sa a avut conducător un alt profesor care a obținut premiul Nobel pentru economie. Faptul că a acceptat titlul de doctor honoris causa la ASE înseamnă că ASEU a fost recunoscut și este recunoscut ca o instituție care pregătește elitele în domeniul business-ului în România. Și că acceptă să-și asocieze imaginea cu absolut ASE. Nimeni n-ar fi venit dacă avea îndoieli și ne bucură acest lucru. Faptul că a venit la noi la ASE și a acceptat acest premiu se datorează efortului de echipă. Dacă vreți, este un efort al întregii comunități academice a universității noastre. Și o recunoaștere. Este o recunoaștere. Vreau să vă spun că noi avem o relație de foarte mulți ani cu Universitatea din Toulouse 1 Capitol. După 90, primii asistenți au fost formați la Toulouse și eu am beneficiat de această pregătire acum mulți ani la Toulouse și iată că după 35 de ani ce ne-am propus noi s-a adeverit, iar domnul profesor Jean Tirole a venit la noi la ASE și a acceptat titlul de doctor honoris causa. Asta ne onorează, dar ne face să devenim, dacă vreți, mai responsabili cu ceea ce se va întâmpla pe viitor, să ne aplecăm mai mult pe ceea ce înseamnă calitate, cercetare de calitate și cred eu că este un impuls binevenit întregii comunități academice și, o dată repet, este efortul întregii comunități academice și cred eu că pe viitor vor mai veni și alții laureații premiului Nobel pe economie la ASE. Felicitări și mult succes! Doamna prorector, cum vedeți această poveste dramatică a clasamentelor internaționale, din punctul de vedere al universităților noastre? Nici să dramatizăm, să privim realist,
ce ar fi de făcut să pătrundem tot mai mult și la un nivel mai bun în aceste ierarhii. Asta vroiam, să nu dramatizăm, adică să nu folosim chiar termenul de dramatic. Bun, nu dramatizăm. Să nu dramatizăm, sunt niște topuri, da, o serie de topuri, cu unele cu criterii sau cu criterii clar diferite. În toate este prezentă componenta de cercetare, este prezentă relația cu piața muncii, este prezent prestigiul și arată situația, să spunem, la un moment dat. Dar situația la un moment dat este urmarea unor acumulări într-o perioadă de timp. Și la cercetare se ia activitatea pe o anumită perioadă, se iau număr de citări, se iau procent de 2% cei mai citați oameni, deci este vorba despre o activitate mai îndelungată. Deci nu putem sări imediat să urcăm în aceste topuri așa, că m-am urcat cu ascensorul să ajungem în vârf. Trebuie luat pas cu pas, prin planificare, cum se spunea, strategică așa, mers un pic șmecherește așa pe acele criterii, să spunem, care contează. Un pragmatism academic. Exact, pragmatism academic, pe acele criterii care contează, pe acele nișe care sunt importante. Acum, în ceea ce privește Universitatea din București, a avut o perioadă mai slabă, așa mai, să spunem așa, dar începând cu anul 2022, în toate topurile internaționale, Universitatea a urcat, deci și în Shanghai, și în QS, și în Impact, în toate topurile internaționale a urcat, și mai nou a intrat și într-o serie de topuri legate de sustenabilitate, într-unul din aceste topuri este chiar în primele 200 de locuri la nivel mondial. Dar, repet, nu trebuie să absolutizăm aceste topuri, nu înseamnă că dacă nu suntem în top 1000, ne dorim toți să fim, cu siguranță, toate universitățile bune își doresc acest lucru, dar nu înseamnă că dacă nu suntem în acest top, este dezastru și noi nu ne facem treaba pe mai departe. Dar, bineînțeles, și pentru opinia publică este important, îți dă un plus de încredere, clar, dacă ești un părinte, să-ți aduci copilul la universitate în top 1000. Sau să faci 500, sau să faci cercetare, nu un partener care face cercetare îi spune, se uite, băi, Universitatea din București sau ASEU, ai în top 500, în top 1000. Este un alt aplomb cu care vii și cu care mergi pe mai departe decât dacă nu iese în acest top. Misiunea universității, știm bine, presupune două componente, educație academică, cercetare științifică. Am vorbit la început de ierarhizare și noi avem o ierarhie, universități de cercetare avansată și educație, universități de cercetare, educație și cercetare și universități de educație. Nu știu în ce măsură această categorisire se aplică, dar cuvântul magic, secretul performanței îl constituie cercetarea. Ori noi știm că la cercetare lucrurile nu stau strălucit, cercetarea este subfinanțată, în general, cercetare fără bani nu prea se poate, doar la nivel teoretic, speculativ, filozofic și așa mai departe. Cum stau lucrurile? Ce spuneți aici? Ați spus de clasament. Mi-aduc aminte, în 2017, ASEU nu exista niciun clasament internațional și mulți ne spuneau, domnule, sunteți universitate numai pe business și pe economie, nu există. Până la urmă am demonstrat că putem fi și am fost timp de 5 ani, și sper să fim și în continuare, primii în clasamentul Times Higher Education în România. Acum 2 ani de zile am fost primele 600 de universități din lume și sperăm să ne păstrăm anul acesta în primele 1000 de universități din lume. Cum spuneați dumneavoastră și mi-a plăcut cuvântul, pragmatism. Asta ce înseamnă? Noi la ASEA avem un compartiment de clasamente și acreditări internaționale. Dacă vrei să fii în aceste clasamente, trebuie să urmărești. Și atunci trebuie să vezi cum crești reputația academică. Cum reușești să crești numărul de citări în reviste cu impact foarte mare. Trebuie să urmărești nivelul de internaționalizare. Sunt câțiva indicatori care trebuie urmăriți. Noi încercăm să facem acest lucru. Colaborăm ceea ce facem pe clasamente internaționale cu acreditările internaționale. Deci universitatea viitorului este o universitate integrată. Nu mai putem rămâne izolați spunând că suntem cei mai buni. Trebuie să ne raportăm pe benchmarking. Și aici de acord, trebuie să dramatizăm, dar când vezi că toți vecinii tăi sunt în Shanghai, iar tu nu ești, atunci trebuie să fii problema. De ce nu suntem? Și aici așa a spus dumneavoastră. E problemă și de finanțare. Este clar că dacă vrei să ai 5 universități în primele 500 din lume, trebuie să spui un program de cercetare de excelență în care tu, stat, guvern, Ministerul Educației, finanțezi aceste universități ca ele să facă pasul decisiv pentru cercetarea
de vârf și să fie recunoscut la nivel global. Nu trebuie să fim cu toate universitățile în primele 500. De exemplu, cei din Franța, la fel, au universități de cercetare de excelență și există un program la nivel național în Franța. Cei care fac cercetare primesc un plus de la guvernul francez. La fel și în Germania, pentru universitățile de cercetare, în de știință aplicată, cu învățământul doar. Deci, trebuie să integrăm. Universitățile vor trebui să adapteze pieței. Studenții nu mai au răbdare să rămână 3 ani, 4 ani de zile. Deci universitățile trebuie să producă cercetarea care după aceea cercetare să se ducă și în business, în piață. Iar studenții să fie cei care se spună, da, domnule, vin la ASE. De ce? Pentru că cei mai buni profesori sunt la ASE. Sunt cei mai bine racordați la business, cei mai bine racordați la ce se întâmplă la nivel european și global. Deci nu mai putem rămâne izolați. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie în continuare de un efort constant. Deci nu trebuie să mai facem efortul, nu să vă spun, în salturi, în așa suntem obișnuiți. Trebuie să fie constant. Să vă dea rezultatele. Nu trebuie să mai schimbăm de fiecare dată la orice grup de interes, schimbăm legea sau un tip de abordare. Eu cred că numai având în spate mecanism de politici publice și un mecanism de planificare strategică, iar gândirea noastră să fie una integratoare, universitățile din România vor face acest pas. Eu cred că avem universități în România care în următorii 50 ani pot ajunge în primele 500 din lume. Avem instituții, avem potențial, avem resurse de inteligență, trebuie să o spunem fără falsă modestie. Aici mai este și o problemă care alte țările din jurul nostru nu au, fragmentarea instituțiilor noastre. Universitățile mari, care sunt pe primele locuri, au și medicină, au și parte tehnică. Și medicina e locomotiva, să zicem, da. Așa, plastic. Au și care parte tehnică, au și medicină și economie și alte și științe care sunt la UB, adică sunt mai integrate. Noi fiind așa mai nișați și învățământul nostru fiind mai nișat ca universități, mă refer ca și domenii, este mai greu un pic să urci. Acum, să știți că depinde de clasament. De exemplu, în Shanghai nu trebuie să ai medicina în cadrul universității. Da? Medicina te ajută la QS, să zicem, QS, da. La Times Education. Eu cred că și una din București și celelalte universități au capacitatea și fără facultate de medicină să se ducă în primele 500 din lume. Cum? Prin analiză. Prin pas cu pas în sensul mecanismelor strategice create la nivel universitar. Și atunci lucrurile vor veni de la sine. Exact, și poate nici nu a existat o preocupare programatică pentru asta. Exact cum spuneți, ar trebui o strategie. Eu cred că de câțiva ani prin acel meta ranking, noi primim bani, finanțare în plus pentru clasamente. Relativ mică, dar nu contează. Sunt niște bani care vin la fiecare universitate. Poate insuficienți. Important este să se spună, domnule, universitatea de cercetare trebuie sprijinită. Da? Banii care vin pe Metarachi nu sunt suficient, trebuie să recunoaștem, prea puțin. Și atunci, noi cum vedem internaționalizarea și cum ne ajută pe noi această internaționalizare pentru clasament sau acredite? Avem profesori din străinătate, avem în jur de 100 de profesori care vin din străinătate, avem un mecanism prin care îi plătim. Un lucru bun care l-am făcut, mulți dintre acești profesori din străinătate sunt din diaspora, români, profesori din Marea Britanie, din Franța, din Germania. Un lucru bun a fost săptămâna trecută la Londra, unde trei universități mari din România au fost prezente, UB-ul, UVT-ul și ASE-ul, în care a fost o întâlnire legată cu cercetătorii români din Marea Britanie. Cum se aduce mai aproape? Există, deci, mulți cercetători. Foarte mulți. Și se aduce la nivel acasă, de top. Cum se spune, vin, nu ne cer să-i plătim la nivelul din Marea Britanie sau din Statele Unite. Vin pentru că au fost formați de aceste universități. Dar vor să vină, se întorc acasă? Da, nu definitiv. Găsesc aici condiții de cercetare. Deci nu vin definitiv. E greu să ceri unui profesor din Statele Unite de origine română plătit un salariu la universitate de top să vină în România definitiv. Dar dacă acel profesor ne ajută să facem o școală de vară. Și avem exemplu, este din Chicago, profesorul Dan Nicolae. Ne ajută să țină un curs, să scriem un articol împreună cu el. Deja este extraordinar. Deci România are un potențial prin diaspora, prin profesorii noștri în marile universități din străinătate. Profesorii care o parte din ei sunt absolvenți de UB, de UVT, de UAIC, de UBB, de ASE. Lor, prin cariera lor strălucită certifică valoarea universităților. Deci trebuie să nu ne fie frică. Se aducem acasă, se țină cursuri la noi.
Dacă vreți, este o condiție pentru acreditarea internațională să ai un număr ridicat de profesori internaționali. Eu cred că acesta va fi viitorul, o integrare mai mare a colegilor din diasporă, iar noi să fim mai curajoși în ceea ce înseamnă prezența noastră în rețelele internaționale, în bordurile marilor asociații internaționale. Noi să scăpăm de acest complex provincial cumva. Am mai scăpat. Nu trebuie să... Dar meșterul Manole e problema. Asta este problema. V-ați referit la stabilitate și instabilitate. A fost, dacă evident că vă amintiți, a fost o încercare firavă, un pact național pentru educație prin 2008, care a durat nu mai mult de 3 zile. S-a spulberat sub presiunea ambițiilor. Investiția în educație înseamnă viitorul generațiilor tinere din România. Dar pentru asta trebuie viziune, că unii zic că nu e profitabilă educația. Nu, dar nu s-a pus problema de profitabil. S-a pus problema ce facem cu această țară. O lăsăm de izbeliște în sensul că... pradă complexelor și frustrărilor. Cei tineri să plece studenți în afară sau găsim o formulă în care cei tineri să rămână la ASE București, la UB, la UAIC, să facă sau să plece aici la masterate, doctorate și nu, să se întoarcă. Dar avem programe de cu dublă diplomă. Pot face acest lucru. Deci un an de zile în Franța sau în Genoa și mai departe. Eu cred că la un moment dat, și bănuiesc că pe următorii ani, la un moment dat, și politic vorbind, o să spune, domnule, educația este prioritatea zero. Meritocrația în sistemul educațional. Eu am încredere că România acum este într-o situație în care trebuie să... E pe platou. Trebuie să urce. Nu va urca decât dacă educația este în spate și partea de cercetare. Vorbim de noile paradigme, cu inovare, cu inteligența artificială. Cum putem să facem noi față acestor provocări fără educație și fără cercetare? Vom rămâne la periferie, vom rămâne în nucleul acela la periferia Europei. Trebuie să ne batem. Avem acum un comisar european care răspunde, dacă vreți, de educație în România. Chiar în Europa, chiar dacă educația nu este un acquis comunitar, fiecare stat are un propriu sistem, acoperă. Să profităm de acest lucru. Bun. Și asta mă încheie aici. Educația nu trebuie să aibă culoare politică. Este o direcție strategică a României pe următorii 10-20 de ani. De ce America e în frunte acum? Pentru că investește cel mai mult în educație și în cercetare. Europa a rămas în urmă și trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu vorbesc de România. Singura șansă pentru România este să investim cu adevărat în cei care duc mai departe educația la nivel universitar. Dacă vreți, nu zic top de tot, măcar la nivel mediu european. Fraza aceasta noastră ar trebui să fie pusă pe frontispiciul educației al Ministerului. Educația nu trebuie să aibă culoare politică, să fie asumată ca prioritate națională, așa cum scrie de altfel în lege. Doamna prorector, asigurarea calității în educație este o temă de importanță crucială și domnul prorector a anticipat... resursele umane în raport cu asigurarea calității, promovarea valorii și a meritocrației, cum le reuniți, cum le priviți, în ce raport, de la cauză la efect și cum abordați aceste teme fundamentale? Desigur, trebuie să privim într-un mod integrator, zic eu așa, să privim toate aceste elemente integrator, am zis bine, asociativ integrator. Acum, trebuie să avem resursă umană de calitate. Resursă umană și avem. În cea mai mare parte avem. Nu ne place să credem că aceste universități care le aveți aici au există criterii, standarde de aracis. Umane de calitate. Exact, există criterii de promovare în cariera didactică. Care au devenit mai complexe din ce în și ce mai mai dificile. Complexe și mai dificile. Avem deci criterii, avem standarde, avem standarde și pentru tezele de doctorat. Deci avem niște criterii și standarde care au fost discutate, că sunt mai bune, mai puțin bune, dar ele au crescut deci ca și consistență. Avem de asemenea criterii aracis și acelea sunt discutabile. De fapt, acum se lucrează la o nouă metodologie aracis, care sperăm că va fi mai bună, să spunem așa, că va fi pentru a încuraja adevărata calitate. Deci, importantă este resursa umană. Importantă este însă și resursa umană, deci nu numai profesori, important sunt și studenții, pentru că a face un învățământ de calitate înseamnă automat și studenți de calitate mai bună. Noi avem un program la nivel de UB prin care am încurajat rămânerea olimpicilor internaționali, să spunem așa, între ghilimele, niște burse, niște pachete speciale pentru olimpici internaționali.
atât o bursă, cât și alte beneficii legate de tutoriate, legate de accesul la comunicări științifice, la participarea lor și așa mai departe. Și pentru olimpicii pe științe, dar și pentru sportivi, asta este o altă discuție. Deci am încurajat să avem studenți cât mai buni. Din fericire, la această admitere au fost, poate și medii la BAC au fost mai mari, dar a fost o concurență mai mare și putem să spunem că am selecționat mai bine studenții și, să spunem, pas cu pas vom reuși să mergem mai departe, programele de studii să fie competitive. Deci programele de studii să fie competitive. Privitor la meritocrație, un alt cuvânt magic, domnule profesor, l-ați pronunțat. Cum facem să promovăm meritul autentic dincolo de orice alte conjuncturi, de alte rațiuni? Cred că meritocrația înseamnă ca cei care au pregătirea necesară să ocupe un post corespunzător pregătirii pe merit. Dacă nu conștientizăm faptul că avem la orice nivel, nu mai în sistemul educațional, asta vrem și la nivelul instituțiilor publice, nu putem merge mai departe. Spuneați de calitate. Meritocrația, la un moment dat, ne spune un indicator care măsoară calitatea sistemului într-un fel sau altul. Noi acum lucrăm cu acreditarea noastră internațională pentru programele de business și ne spune foarte clar acolo, domnule, cum transpuneți dumneavoastră viziunea, misiunea în standarde legate de asigurarea calității, de impactul societal. Până nu vom reuși ca toate programele noastre să urmărească viziunea, misiunea și în același timp să vadă și impactul societal, calitatea rămâne pe hârtie. Pe hârtie rămâne stăm foarte bine. Rămâne un deziderat fără pe hârtie stăm extraordinar. România este țara cu cele mai multe strategii politici, dar pe hârtie. Stăm bine aici, nu? Nu-i suficient. Da? Și atunci cred eu, dumneavoastră, spuneați pas cu pas. Eu cred că a venit momentul să mai accelerăm puțin, că am rămas pas cu pas și uneori rămânem în urmă. Avem nevoie de accelerație, dar accelerația făcută într-un cadru strategic bine structurat. Noi, fără calitate, nu putem vorbi de evoluție în sens pozitiv, iar meritocrația este o condiție în meritocrație, nu putem merge mai departe. E greu să spunem că avem peste o meritocrație, încercăm, doamna a spus că sunt standarde, sunt criterii, dar uneori noi și eludăm unele lucruri, reușim să spunem că totul e de mai pomenit, dar în fapt nu este. Trebuie să spunem, uite-mă cum stăm, aici suntem. Ca să ajungem etapa următoare, trebuie să accelerăm pe componenta 1, 2, 3, 4, 5. Lucrurile astea nu se vor face dintr-o dată, dar nu putem merge în pași mărunți, trebuie să accelerăm. Dar accelerația, cum să spun, are nevoie de cadru. Altfel, dacă accelerezi prea tare, s-ar putea să nu țină mașinăria. Deci, multe ori le frică să accelereze. Nu avem altă soluție acum. Suntem într-o Europa care trebuie să accelereze motoarele pe educație, pe cercetare, să facem față competiției globale. Nu mai putem. Altfel, vom rămâne în continuare. Nu înseamnă că nu vom rămâne aici, în continuare, dar vom rămâne la periferie. Depinde unde vrem să ne situăm. Eu, generația mea, vreau să cred că facem în continuare ceea ce depinde de noi, să avansăm lucruri, nu numai generația mea, toate generațiile. Dar avem datoria morală, cei care avem un anumit tip de experiență, peste 30 de ani în sistem educațional, se spune, trebuie să creăm cadru, să atragem talente, oameni care vor cu adevărat să devină profesori, care au vocație de profesor și care, mă uitam la domnul profesor Jean Tirol, laureatul Premiului Nobel. Câtă modestie! Incredibil! E o lecție pentru noi toți. Incredibil pentru noi, dar valoarea se asociază cu modestia și, exact. Și invers. Și este bine când oameni ca profesor Jean Tirol vin și din România și au intervenție. De dimineață a fost o intervenție extraordinară pe meritocrație. Da? Incredibil. Deci sunteți în siajul, da, siajul domnului profesor, da. Tirol. Bun. E timpul pentru o altă temă fundamentală și sensibilă. Etica și integritatea în educație. În revista Tribuna Învățământului, pe care o edităm, aceasta este o secțiune permanentă pe care o asigură profesorul Liviu Papadima, fost prorector la Universitatea din București, invitat al nostru, prieten al nostru, și care
convoacă diverse voci din mai multe domenii, profesori universitari, a fost Universitatea din București, a desfășurat un proiect pe acest domeniu. Deci reprezintă o temă foarte importantă. Nu ne referim la niciun caz anume, dar vorbim la nivel de principiu. Cum asigurăm etica și integritatea în educație? Cum îi învățăm pe studenți să fie corecți, să fie cinstiți, să-și prețuiască munca, să-și valorifice inteligența, să nu preia, să nu fure, hai să spunem cuvântul dur, să mizeze pe originalitate și să încerce să-și împlinească potențialul în acest domeniu? Da, pentru că ați pomenit de domnul profesor Liviu Papadima, dânsul a coordonat această axă de FDI, FDI sunt Fondul de Dezvoltare Instituțională la Universitatea din București, și a lucrat mult, inclusiv manuale, proiecte în acest domeniu. Acum, ce am observat ca și cadru didactic, până a fi prorector și așa mai departe, contează și cum îți vin acei studenți. Și dânsul, și în tribuna învățământului, și a încercat în cadrul acestor proiecte să coboare un pic mai jos, să coboare la profesorii din școală, la profesorii din liceu, da, din preuniversitar, la profesorii din preuniversitar, să fie chiar în școli, în învățământul preuniversitar, niște consilieri de etică, de integritate, mă rog, la nivelul școlii, școlilor, liceelor, pentru că se vine cu anumite lucruri deja însușite, să spunem așa, de tehne este cel mai bun cuvânt și este mult mai greu să dezveți decât să înveți de la început foarte bine. Dacă ei au făcut N proiecte în liceu și li s-au permis anumite lucruri, cu siguranță că lor li se pare la un moment dat că așa este bine, dacă nimeni nu le-a spus niciodată. De la practica rezumatelor, nu la literatură. De la referatele luate de pe internet, la necitate și așa mai departe. Acum avem în curriculă cursurile de etică și integritate academică, obligatorii la doctorat, obligatorii la masterat. Dar și la licență avem etică, la licență, deontologie. Avem lucrări, cursuri legate de metodologia cercetării, legate de modul în care se scrie un articol științific, mai ales la anii mai mari. Deci toate aceste cursuri le avem. Dar eu zic că trebuie pornit un pic mai de jos pentru ca deja aceste valori etice, aceste valori morale să fie însușite mult mai devreme de anul întâi de facultate, eu zic măcar din liceu, dacă nu chiar din școala generală. Cum e la ASE, domnule prorector? Acolo lucrăm mai mult cu cifre, cu statistici. Cu statistici, da. Doamna spunea despre că avem cursuri de etică, de etică. Și spuneam anterior, stăm foarte bine la tot ce înseamnă cursuri. Problema este cultura organizațională în cadrul universității. Dacă ai o cultură care se bazează pe valori legate de respectarea eticii și integrității, poți să aplici aceste lucruri. Dacă cultura organizațională este una care merge și așa, niciodată, chiar dacă facem cursuri de etică, nu putem schimba. Nu sunt suficiente să-i transfigureze moral, să devină ființe etice. Trebuie să luăm exemplu modelul universităților din Statele Unite sau din Marea Britanie, pentru că ce mai avansează pe partea asta. Inclusiv când scrii un articol, ai nevoie de acordul unui consiliu științific pentru acel articol. Deci la noi suntem într-o fază în care încercăm să ne apropiem inclusiv din punct legislativ. Acum modificările legii ne permite această comisie de etică, inclusiv etica cercetării, ceea ce e un lucru important. Legat de studenți, sunt de acord 100% cu dumneavoastră, trebuie format de la grădiniță să înțeleagă că n-are voie să fure cuvinte sau numai cuvinte. Deci o problemă de sistem. De sistem. Da, bun, n-aș da vina pe sistem. Până la urmă, când ajunge la facultate, când vorbim de sistem universitar, trebuie să-l trăinesc pe student. În primele două săptămâni se explice ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Acum a apărut inteligența artificială. Ce ne facem? Că oferă posibilități nelimitate. Toate universitățile trebuie să lucreze cu acest nou instrument. Noi la ASE facem acest lucru pe toți coeficienți de similitudine, inclusiv pe inteligența artificială încercăm să facem aceste analize, sunt softuri care fac. Și repet, schimbările legate de etică, identitate se vor realiza și atunci vor merge mână-mână cu schimbarea culturii organizaționale, la spus de meritocrație, cu transparență. Toate aceste elemente merg mână în mână. Nu putem merge cu una mai sus și una mai jos. Sunt integratoare, cum spunea colega de la UB. Vreau să discutăm o speță.
Există tendința, deja nu e o tendință, este o realitate pe care tot mai multe universități o preiau, ca pentru a evita practica plagiatului să se desfințeze lucrarea de licență. Cum vi se pare? Nu e cumva o măsură prea radicală să renunți la teza de licență ca studenții să nu mai plagieze? Nu, nu are și ea importanța ei în termenii creativității științifice, a antrenării inteligenței? Cum stau lucrurile? Știm că la Universitatea din București, Facultatea de Drept a renunțat la teza de licență. Da, Facultatea de Drept a fost prima care a renunțat. A renunțat și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Tocmai acolo unde lucrez cu texte, cu nu? Textul. Trebuie să fii creativ, da? Acestea ar fi facultățile care au renunțat deocamdată. Acum, părerea mea strict personală, eu prețuiesc foarte mult lucrarea de licență, deci îi dau o mare valoare. Eu sunt geograf ca formare. La noi, lucrându-se cu harta, cu softurile, sistemele informaționale geografice, acest pericol, să spunem, este mai redus, pentru că studentul trebuie să-și facă pe un anume areal reprezentările lui și așa mai departe. Deci eu prețuiesc lucrarea de licență, o valorizez și cred că este un corolar, este o sinteză a ceea ce a învățat, a ceea ce și-a însușit studentul în timpul facultății. Pentru că și examenele scrise sunt bune la finalizare, dar de fapt examenele scrise sunt repetiția mama studiului. Exact. Repetă anumite segmente mai importante poate din curriculum. Deci eu personal îmbrățișez lucrarea de licență, sunt de acord cu ea și eu cred că orice coordonator științific în cele mai multe cazuri poate, deci dacă apelăm la conștiința coordonatorului științific, orice coordonator științific poate să-și dea seama dacă apar derapaje și mergând pas cu pas, prin întâlniri periodice, lucrând pe capitole și așa mai departe, cred că aceste lucruri pot fi eliminate. Deci eu cred că importanța coordonatorului de lucrare este foarte mare la lucrările de licență, unde ei nici nu, încă nu sunt formați și așa mai departe. Domnule proiector, avem un copac, avem un pom fructifer care face fructe bune, dar e afectat de o ciupercă, o problemă. Ce facem? Încercăm să o vindecăm sau tăiem pomul? Acum, depinde cum abordați, incremental sau... Eu întotdeauna găsesc soluția ca cel măr să fie luat de acolo. E greu să tai tot copacul pentru că sunt și ramuri puternice, sănătoase. Ar fi păcat. Și eu îmbrățișez ideea, doamne, legat de lucrarea de licență. Ce soluții ați propune? Noi păstrăm lucrarea de licență pentru că, în fapt, și studentul se simte, doamne, am terminat facultatea, e o provocare și pentru el. Fac lucrarea de licență, am făcut o analiză, am un plan de afaceri. Este o muncă și o satisfacție de laborioasă, adică și pentru student și pentru coordonator. Eu cred că trebuie să mergem pe ideea să păstrăm lucrarea de licență. Acum, fiecare universitate, pe baza autonomiei, decide. Iar lucrările acestea pot avea și forma unor proiecte? Și... Da, sunt universități din străinătate care, la final, prezintă proiecte în grupuri de 3, 4, 5 și nota finală... Da, tot rezultatul unui efort de echipă. Cercetare. Deci eu sunt pentru păstrarea lucrării de licență, dar asta nu înseamnă cei de la UB n-au dreptul să... Unii. Deci... Bun, ține de autonomia universitară, exact. Dar trebuie să urmărim, să dăm o șansă și studentului în această experiență a inteligenței. Vreau să mai spun ceva. Ei nu fac o lucrare de licență, dar ei după aceea vor trebui să facă o lucrare de disertație, pentru că masteratul se finalizează numai cu lucrare de disertație și mai departe o lucrare de doctorat. Deci, doar nu renunțăm și la acestea. Nu avem cum să renunțăm. Și atunci nu ai cum să te ferești. Te ferești la licență să nu plagieze, să nu fure sau... să nu cumpere lucrurile că sunt amuse, dar nu poți să mergi mai departe. Eu zic că dacă le formezi niște deprinderi de a lucra cinstit la licență, vor merge cu ele mai departe, la masterat, la doctorat. Dacă prima dată sunt puși în fața unei de a face o lucrare la masterat, este mai dificil. Trăim în era inteligenței artificiale. Am intrat deja în a cincea revoluție industrială. Am vorbit în episodul anterior cu doamna profesor Doina Banciu despre revoluțiile industriale, era ICT și era inteligenței artificiale. Evident că existența noastră nu mai poate fi concepută fără aportul noilor tehnologii și, evident, educația, cercetarea, știința și cunoașterea. Noile tehnologii fiind un suport al acestora.
Cum priviți fenomenul, ce se întâmplă la universitățile dumneavoastră și ce credeți, cum se desfășoară procesul de digitalizare a universităților? Da, mulțumesc. Și să plecăm și de la pandemie, care ne-a dat ne-a obligat și sperăm să învățăm această lecție. Eu, pe domeniul de care mă ocup, am încercat să digitalizez și cred că am reușit acest lucru. Tot ce avem deplasări externe în ASE, dacă vreți vă arăt de pe telefon, se fac digital. La început, foarte puțin mi-au dat șanse de izbândă. Domnule, că complicat, că nu știu ce. Până la urmă, împreună cu colegii de la Hotetă Cibernetică, ne-am luat aproape un an de zile, avem un produs final care durează 5 secunde să dau ok-ul pentru deplasare în străinătate. Deci am reușit. La fel pentru Erasmus. Cei de la nivelul Comisiei Europene au introdus sistemul Out of Papers. Am digitalizat tot procesul Erasmus pe baza dirigențelor făcute împreună cu consultanții care ne-au ajutat să trecem la Out of Paper. Deci am reușit. Chiar dacă la început mi s-a părut extrem de complicat, colegii mei de la birou Erasmus, foarte tineri și foarte dornici, ca munca lor să fie mai ușoară, au optat această provocare. Chiar dacă la început au ezitat. Asta nu înseamnă că nu mai avem parte birocratică. În continuare trebuie să punem ștampile și multe lucruri de genul ăsta. Dar suntem într-un proces de accelerare. Și aici îmi place să folosesc cuvântul accelerare. Au fost resurse alocate universităților pentru digitalizare. Chiar săptămâna viitoare se va întâlnire cu prorectorii din ASE, cu firma care ne va ajuta pe digitalizarea procesului integral la nivelul ASE-ului și vreau să vă spun că ăsta este viitorul. O universitate fără digitalizare nu poate construi mai departe. Deci fără suport la serviciile tehnice, administrative, nu putem merge mai departe. Dar și în procesul de învățământ obligatoriu. Adică în partea se autoexclude din trendul exact. Către deci progres. N-avem. Da. Asta trebuie accelerat. Aici nu putem spune că mai mergem cu jumătăți de măsuri, trebuie accelerat, pentru că am văzut ce înseamnă pentru colegi. Domnule, extraordinar, uite, imediat. Da? Deci se poate. Da, dar trebuie să ai curaj. Cum vedeți, doamna prorectoră? Da. Pandemia, printre multe rele, a adus și ceva bun. Ne-a adus ceva bun, da. Într-adevăr. Ne-a adus orele online, care au fost sau n-au fost bune, dar am învățat dar ceva din dar au fost. Educația am învățat ceva din acest online. Înainte nu ne închipuiam că putem face atâtea lucruri online cu colegii de pe tot mapa mondului, acum putem face acel lucru. Personal, eu când am preluat în 2020 acest portofoliu, se făcea admiterea cu dosarul. Așa era moștenit și toată lumea și toate secretariatele într-o inerție se făcea admiterea cu dosarul. Brusc în 2020 a trebuit să facem admiterea online și de aici au urmat mai mulți pași în ceea ce privește digitalizarea. Eu mă refer acum la nivelul programelor de studiu, domnul proiectul a spus, la nivelul internaționalizării. Deci avem un sistem de gestiune informatică la nivel de universitate a școlarității, lucrăm ca și colegii de la ASE la un sistem integrat, au fost fonduri în PNRR pentru această digitalizare integrată, deci lucrăm la un proiect integrat la nivelul universității. Multe facultăți chiar au luat-o înainte, având aplicații proprii pentru anumite lucruri minore, dar importante. Dăm adeverințe studenților acolo unde se poate, pentru că nu se poate peste tot, trebuie ștampilă în multe locuri. Dăm adeverințe acolo unde se poate electronic, deci s-au făcut pași importanți. Acum cercetarea, eu zic, o luase înainte un pic a programelor de studii și a birocrației generale universitare, deci cercetarea o luase deja un pic înaintea noastră și cu siguranță este și acum mai înainte, dar ajungem așa din urmă. Deci viitorul este digital, dar nu trebuie să uităm că în spatele inteligenței artificiale trebuie să rămână inteligența umană forever. Să facem un exercițiu de imaginație, distopic sau utopic. Universitățile dumneavoastră și ale noastre, Universitatea din București, ASE-ul, fiecare dintre ele a avut mari profesori în istorie, are și în prezent și profesori de marcă, cum sunteți dumneavoastră. Cum vor fi profesorii viitorului? Există posibilitatea ca în locul profesorilor clasici să fie roboți superinteligenți care vor avea o acoperire fabuloasă în cunoaștere, inaccesibilă minții umane? Cum vedeți acest viitor? Ne va înlocui inteligența artificială? Îi va elimina pe profesorii? Oameni?
Eu zic că nu. Eu iubesc meseria de profesor, eu provin dintr-o familie de profesori, iubesc meseria de profesor. Mi-am dorit întotdeauna să fiu profesor și eu cred că interacțiunea directă, discuțiile cu studentul, numai când îi vezi fața și îți dai seama dacă a înțeles sau n-a înțeles, dacă ai vorbit în van sau ai făcut o treabă bună. Practica cu ei pe teren, cum este la geografie, nu poate fi realizată decât de oameni. Deci eu nu cred că într-un viitor așa apropiat roboții ne vor înlocui și interacțiunea umană este foarte, foarte importantă. Ce ziceți, domnule prorector? Eu cred că rolul profesorului se va schimba. Pentru că informația acum o poți găsi oriunde. Dai pe Google, găsești orice sau numai pe Google. Problema este ce rol avea acest profesor. El va fi un facilitator. El va trebui să creeze acele comportamente și atitudini la studenți ca ei să poată să utilizeze această gamă mai imensă de informații. Deci cred eu că se va schimba profesorul, nu va dispărea, dar rolul lui se va schimba. Da, va putea avea un asistent sau doi roboți sau nenumărate surse și softuri cu roboții, și aplicații, nu cred generic că, vorbind. Da, eu cred că noi ca profesori trebuie să formăm oameni cu atitudini, comportamente, cu o gândire critică, ca ei să știe să utilizeze, informația. Pentru că dacă până acum 20-30 de ani, să zicem că informația exista, dar volumul acum a crescut exponențial. Trebuie să fie niște oameni care știu să utilizeze informația, să știu să critique când este nevoie și să știe să ia, deciziile. Pentru școlile de business, am participat la o conferință internațională în Statele Unite, unde au participat decanii de business la diverse facultăți. Și am spus o întrebare. Sunt pregătite școlile de business Statele Unite pentru trecerea la noua etapă prin inteligență artificială? Decât 10% au spus că sunt pregătiți. Deci provocările sunt atât de mari încât nu putem anticipa cum vor fi schimbările. Pentru că mulți dintre tineri zic, doamne, de ce să mai investesc eu să stau la facultate când pot să iau informația, iar facultatea cât să-mi certifice această informație. Deci, într-un fel sau altul, mari universități vor rămâne, nu vor dispărea. Este clar. Pentru că trebuie să păstrăm. Dar ce se va întâmpla cu cele mai mici? Și aici e altă discuție. Deci eu cred că profesorul va fi supus unor transformări, unor adaptări transformări, necesare. Unui bombardament de informații și unor presiuni care acum poate nu ne dăm seama dacă vrem să fim sus acolo. Iar această trecere se va face. Vrem, se nu va vrem. Face. Și să nu uităm, ați punctat excelent, educația nu înseamnă doar instrucție și îi rămâne profesorului, așa cum îl știm, omului, misiunea de a-l educa, de a-l forma pe student și în baza valorilor morale, a umanismului. Eu cred că avem nevoie să ne întoarcem și la umanism, la valori. Pentru că roboții avem, i-am construit. Dar oameni care gândesc pentru oameni și se gândesc cum vom face să fie mai bine pentru societate. Cum vom face? Să avem oameni educați, care înțeleg valorile și care pun accent pe, dacă vreți, pe bunul simț, elementar. Se învață și la acasă, în familie, dar și la școală și la facultate. O ultimă temă, ne grăbim, timpul a zburat, sper să ne mai întâlnim. N-aș vrea să încheiem fără să vorbim despre practica de specialitate și inserția absolvenților pe piața muncii. Doamna prorector, acoperiți și domeniul acesta. Ce ne puteți spune în termeni esențiali despre practică, internship-uri și mai departe? Ce se întâmplă cu absolvenții? Se duc acolo unde trebuie sau își aleg joburi întâmplătoare? Da, la voia hazardului. Chiar am asistat săptămâna aceasta, marți, la o prezentare realizată de UPSCDI, iar unul din proiecte era legat de abandon, respectiv de integrarea pe piața forței de muncă. Că în sfârșit avem și o platformă la nivel național și putem să urmărim absolvenții noștri, să-i putem urmări în revisal și să-i putem urmări mai departe ce fac ei. Practica este foarte importantă. Eu v-am zis că sunt geograf, eu vin dintr-o facultate în care se făcea practică pe teren și era cea mai frumoasă și cea mai perioadă din an și pentru profesori și pentru studenți.
Venind la universitate, am descoperit că situația este foarte diferită de la o facultate la alta. Am încercat să impunem, să nu mai existe acele adeverințe pe care studenții le aduceau. Le aduc de unde pot. De unde pot și cum pot. Bifază practica. Am încercat să avem cât mai multe locuri asigurate în universitate și în afara universității de către universitate. La nivel instituțional am creat două lucruri, competiție de stagii de practică pentru finanțarea unor practici în afara Bucureștiului, finanțarea unor practici de teren, la științele unde se preta, la instituții publice sau la Olchim, îmi vine în minte exemplu facultății de chimie, de exemplu. Deci de a crea stagii de practică, proiecte de practică. Asemenea, în UB am mers de 2 ani cu aceste internship-uri la resurse umane, cu studenți de la administrație și afaceri sau la facultatea de jurnalism, de la facultatea de jurnalism la comunicare și relații publice. Deci am încercat să integrăm chiar în administrativul universității sau acolo unde se preta, la grădina botanică și așa mai departe, studenți. Din fericire, acum avem și o lege a internship-ului care ne permite, pentru că mult timp nu aveam această lege a internship-ului și era oarecum la limita legii, așa, dacă venea inspecția tehnică a muncii și așa mai departe. Acum avem și o lege a internship-ului și sperăm că va fi din ce în ce mai bine. Există parteneri tradiționali, există parteneri care chiar fac practică cu studenții cu adevărat. După cum știți, există și parteneri care sunt ceva mai superficiali. Poate o legislație care să încurajeze și păi într-un fel să le dea niște beneficii ar fi importantă. Și vreau să mai spun doar o vorbă despre practica pedagogică, pentru că Universitatea din București pregătește profesori în multe domenii, deci este foarte importantă și nu am renunțat la practica pedagogică nici pe timpul pandemiei, pentru că erau colegi care spuneau hai să simulăm niște lecții online, nu au intrat online la școli, au intrat online în sala de clasă și am dat din ce în ce mai mare importanță practicii pedagogice, pentru că toți am sesizat, mergând în inspecții și așa mai departe, că le lipsea practica efectiv de a preda, practica de a vorbi profesorilor din mediul preuniversitar. Aracisul în vizitele, în procese de evaluare, chiar recomandă creșterea numărului de ore alocate practicii de specialitate. Această experiență trebuie asumată instituțional ca fiind foarte importantă, pentru că prin ea se face link-ul către viitoarea activitate, către domeniile. Cu siguranță că a fost asumată instituțional. Dacă vă uitați pe site-ul universității, nu cred că mai găsiți un prorector cu practica. Deci clar că deci a fost asumată instituțional. Un model de bune practici. Felicitări. Domnule prorector, pe final, cum priviți și această temă, acest domeniu foarte important al educației? Și practica este o componentă, dacă vreți, importantă în vederea de ansamblu al sistemului integrat de conducerea universității. Eu cred că studenții sunt ei care cer să aibă practică serioasă, pentru că foarte mulți din angajatori cer la terminarea facultății să aibă competențe și abilități din prima zi de lucru. Nu de una se întâmplă acest lucru și atunci trebuie să înțelegem că practica trebuie făcută serios la nivelul fiecărei universități, cum spunea colega, nu numai semnarea unei hârtii că a făcut practică. De ce spun acest lucru? Pentru că marile universități, și vorbesc aici de școli de business, practică foarte serioase, au practică de 3 luni, 6 luni de zile, inclusiv internship în străinătate, ca obligație. Deci nu doar 2 sau 3 săptămâni. Da, de ce? Pentru că trebuie să fie operațional. Când termini facultatea, trebuie să știi ceva concret. Așa cum înveți? Ducându-te la o companie sau, cum spunea dumneavoastră, la Olchim, noi ducem în partea de business mai mult. Și vreau să spun că din ce în ce mai mult studenții noștri sunt cei care sunt primii care vin și spun vrem mai multă practică. Vrem să fim ajutați să intrăm în companii de top. Cred că acesta este viitorul în care relația între noi și studenți și angajatori se creează mai puternic. Pentru că aici revin la model. Trebuie să apropiem mai mult universitatea de viața reală, de cercetarea reală. Pentru că până acum, noi pe partea universitară, companiile pe partea lor, industria pe partea respectivă. Și atunci să găsim acest lucru care să ne unească și să lucrăm împreună. Practica ne arată că s-au făcut pași importanți, nu numai la SES sau la UB, peste tot în țară. Au fost proiecte de practică foarte, foarte multe. Acum rămâne să vedem cum reușim
ca cei care termină facultățile la noi sau la UB, își desfășoară activitatea și în profilul în care ei au exact fost în domeniile respective. Exact. Pentru că eu investesc ca stat, după aceea trebuie să folosesc această investiție pentru economia națională pe domeniul respectiv. Aici mai avem pentru de că lucru. Realitatea ne arată că deseori absolvenții dintr-un domeniu se duc în cu totul alte arii de activitate. Din păcate. Bun. Ne oprim aici. A fost un dialog, zic eu, foarte substanțial și util, dens în idei, cu personalități importante ale educației românești, care reprezintă universități de marcă, universități cu care ne mândrim. Consider că e un bun început pentru debutul noului an universitar. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o bucurie să ne întâlnim în platou. Cu această ocazie le urăm tuturor bobocilor, noilor studenți, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, tuturor, profesorilor și tuturor celor implicați în această frumoasă aventură a învățământului superior. Un an universitar fast, plin de bucurie, de succese, de sănătate și de mari împliniri. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Și noi mulțumim. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.